Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din care cu EFC Wimbledon. Astăzi avem meci cu Rangers în Europa League. După ce la trecută am reușit să-i învingem în tur, uh, trebuie să-i batem și de data asta și suntem calificați mai departe în Europa League. Vom juca cu echipa de titulari. Uh, bineînțeles, uh, Kent e acolo la Rangers, ADM John, jucător pe care l-am dat noi. Jucăm acasă de data asta și după foarte multe partide în deplasare, vine un meci acasă. Trebuie să câștigăm, dacă vom reuși să câștigăm, cel mai probabil, după cum am spus, ne vom califica direct în optimele Europa League și asta e un lucru foarte bun. Probabil vom merge pe primul loc și de pe primul loc mergi direct în optimi. Haideți să vedem dacă reușim totul să câștigăm. E un meci important și trebuie să reușim să aducem cele 3 puncte din nou aici la Wimbledon, unde fanii noștri pregătesc o atmosferă incendiară pentru această partidă. Jucăm din nou în Europa League. Oh, ce frumos joacă ce de la Rangers și 1 la 0. Coiță înscrie. Bă, Coiță, a înscris. Cum a reușit Coiță să înscrie? Asta e dilema mea în momentul ăsta, dar frumoasă faza de pase, Demi John cu călcâiul, e nebun, bă, împotri, bă noi te-am crescut, bă, nesimțitule, nu ți-e rușine, bine. E jucător profesionist, na. Da. E 1 la 0, Coiță înscrie pentru 1 la 0 în minutul 6. Au început tare cei de la Rangers. Vor să-și ia după ce noi i-am nimicit în partida tur. Haide, Hoilund, că aștept plecarea tare ceva timp. Hoilund cu capul aici, doamne, ce execuție, Rasmus Hoilund. Superb, am așteptat mult până a plecat, nu ne-a atacat nimeni acolo cu Petit, un kick off glitch de la frumos cum ne place. Da, a plecat până la urmă, nu s-a gândit, a zis că bă, aștept cât aștept, dacă văd că nu-mi pasează, hai să plec pe culoar și a plecat bine, pas a venit perfect. Lovitora de cap a lui Hoyland e extraordinară, uh, lobat așa peste portar uh, și e 1 la 1, egalăm. Pe ce ai Au crezut cei de la Rangers că... Ne bat așa ușor, bă, e de muncă. Noi suntem echipă bună. Neymar, ce pasă către Hoilund pe culoare, incredibilă pasa. Hoilund trebuie să se pună pe stângul, Hoilund driblează portarul, dar șutează în blocaj. Au venit prea mulți, trebuie să șutez mai repede. Asta e, am driblat frumos portarul, dar degeaba. Mingea e tot la noi însă. Neymar, către Petit, Petit, către Hoilund, Hoilund, rămâne la minge, Hoilund nu în blocaj, doamne ferește ce, -i, ce e aici. Și e pauză, bineînțeles, 1 la 1. Hai cu repriza a doua. Sperăm la golul victoriei în repriza a doua, să ne mai jucăm cu ocaziile. FCSB din nou condusă la pauză de Atalanta și s-a solo cu 1 la 0 în celălalt meci al grupei noastre. Șansă bună aici pentru Rangers. Nu se poate. Nu a Nu el. Bine, Dănuț. Asta în lipsa să înscrie scrie Ademi împotriva mea. Doamne, ce pasă, Dani Mareș. Ferească Dumnezeu. Hai să ne apărăm bine. Hai să ne apărăm bine, vă rog frumos E o ocazie mare pentru Rangers Ne apărăm, dar pasăm greșit Nu se poate, bine, drăgușin, superb Conti aici Conti pleacă, Hoylun nu a fost offside Nici vorba de offside Hoilul cu pasa către Gonzalez Gonzalez încearcă, o, oh, braziliană Gonzalez se joacă, ca Messi Că e rigenul lui Messi, dar șutează pe lângă Messi nu ar fi șutat pe lângă Domnul, domnul Gonzalez Frumoasă faza driblinguri frumoase, spectaculoase Dar degeaba N-am înscris. Neymar pasă către Hoilun. Doamne, ce frumos a preluat Hoilun. Trebuie să înscrie rata asta. Rasmus Hoilun nu mai ratează. Bravo, ho, danezule. E 2 la 1. Incredibil. Minutul 70. Iată că, până la urmă, avem 2 la 1. După ce am fost conuși cu 1 la 0. Iată că am revenit pe tabelă și avem 2 la 1 împotriva lui Rangers. Pasă bună lui Neymar. Hoilun se duce bine aici pe contraatac și reușește să înscrie pentru 2 la 1. Trebuie să facem și modificări. Musaba va intra în locul lui Gonzalez. Mereu când intră de pe bancă, Musaba o face bine. Va intra și um, Mazilu are, da, Mazilu în locul lui Petit. Petit n-a fost strălucit în meciul ăsta va intra Caic ca în locul lui Drăgușin, Drăgușin super care de fiecare dată, dar nu știu, nu prea are stamina, are 78, dar nu știu de ce îi scade atât de mult. Are mult mai multă stamina decât Van Dijk, dar aleargă poate mai mult și de asta și trebuie să-l schimbăm. Trei modificări, eu zic că ajung în 70. Șansa aici pentru Rangers, ce pasă cu călcâiul, însă Dănuț din nou ne ține în joc, incredibil portarul ăsta. Incredibil, nu, 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 Dănuț din nou. Nu mai e nimic de zis, nu mai e nimic de zis, când l ai pe dănuț în poartă e complicat pentru toată lumea și autul nostru, superb. E fluier final, câștigăm cu 2 la 1 împotriva lui Ranger și cred că ne asigurăm locul în uh, optim. Dacă nu în optim direct, oricum ne asigurăm locul mai departe în Europa League, cel puțin uh, acel playoff de calificare cu echipa din Champions League, deci locul 1 sau 2 clar l-avem asigurat. Am scris coiță pentru Rangers la începutul meciului, dar n-a fost îndeajuns. Noi am jucat mai bine, am fost mai eficienți în fața porții și Hoylund cu o dublă a reușit să ne aducă victoria. Dănuț, al doilea, ca din nou extraordinar, FCSB demolată de, de Atalanta. Sassolo a câștigat cu 3 la 0 și ea. Haideți să vedem cum stă situația în grupă în momentul ăsta. Suntem pe primul loc în grupă, 10 puncte. Sassolo cu 7 după cele două victorii cu St. Patrick's și Rangers pe 3 cu 6 puncte. Eu zic că arată destul de bine în momentul ăsta cu noi pe primul loc acolo, mai sunt două etape, cred că suntem bine în momentul ăsta în Europa League cel puțin, pentru că în Premier League suntem pe 12, cu 12 puncte, nu e bine. Avem partidă în campionat cu West Ham, care au o echipă foarte bună, Giovanni Reina, Virț, De Ketelare, deci chiar au o echipă extraordinară. <laughs> Uitați-vă puțin și apărare, cred că e Lucas Hernandez, Botman, Lindelof, Dest, deci Echipa asta e foarte bună și trebuie să simulăm, dar simulăm cu, cu titulari, chiar dacă sunt obosiți. Nu pot să risc rezervele pentru că ne-am luat o rău, așa câștigăm, că avem echipa mai bună. Giovanni Reina a înscris pentru West Ham Hoylund și Gonzalez pentru noi și în 89, iată că Gonzalez ne-a dus victoria. 2 1 cu West Ham, încă o dată o victorie în campionat după ceva mai mult timp și iată că urcăm pe locul 10. Partidă cu Leicester, avem același număr de puncte, au o echipă foarte bună și ei. Vom simula din nou cu titularii, vom juca în Europa League cu rezervele. Haideți să vedem dacă reușim să câștigăm 3 la 1, rezultat final Neymar, Bernabé și Conate, care am scris după ce a intrat de pe bancă. Bun, încă 3 puncte și ne distanțăm de Leicester. Da, avem meci cu Sassuolo, la două zile avem meci cu Chelsea, la două zile după avem meci cu, cu City. Uitați-vă puțin la luna decembrie, e pur și simplu nebună. Meciuri din 3 în 3 zile va fi infernal de greu. City, Chelsea aici, una după alta, măcar de era City undeva pe la jumatea lui decembrie, dar așa e complicat și avem meci din nou în Europa League cu Sassuolo, după care vine meciul cu Chelsea. Vom juca cu rezervele aici, neapărat trebuie să ne odihnim titularii pentru meciurile de campionat. Cu City va fi infernal. De fapt, cred că o să joc cu titularii meciul ăsta. Voi juca cu rezervele cu Chelsea și voi juca cu titularii cu City. Mi se pare mai ușor meciul cu Chelsea. Hai să-i dăm drumul la partida cu cu Sasuolo. Iată, băieții noștri au ieșit să inspecteze gazonul înaintea meciului. Și cred că suntem pregătiți să ne calificăm după meciul ăsta. Dacă vom reuși victoria, clar ne vom califica de pe primul loc. Dacă facem un egal, cred că ne consolidăm cel puțin locul 2. Deci un rezultat pozitiv aici ne duce mai departe în primăvara europeană. Gonzalez în flancul drept, Gonzalez încearcă să treacă aici, Gonzalez îl are pe hoinul lângă, dar uh, mingea e interceptată și avem corner. Corner pe care Petit îl execută, se central lui Petit, e către Conti care vine cu capul însă scoate portarul uh, din nou centrarea uh, lui Petit. E către Neymar de data asta însă nu are șanse la cam Neymar. Este, vezi, vine și recuperează. Olam Petit poate centra, o face Petit, ce centrare teleghidată. Incredibil, dar jucătorii noștri de atac nu se așteptau la centrarea asta. Pedroneto cu pasă către Sorlot, Sorlot va centra în fața porții, sunt sigur de asta, Dănuț cu o intervenție bună. Nu ne jucăm acolo, o degajăm, bravo Van Dijk, așa. Aoleu ce emoții, aici putem pleca însă pe contraatac, să vedem pe González, are viteză mare, Gonzalez însă nu poate să treacă de jucătorul lui Sassuolo. Loriente cu o pasă către Sorlot și e 1 la 0, nu! 1-0 pentru Sassuolo. Norvegianul Sorlot înscrie după o pasă bună a lui uh, Loriente. Fază frumoasă aici, plecat pe culoar bine Sorlot. Șut la scurt, aproape acolo să blocheze Dănuț, însă n-a făcut-o. Alexander Sorlot înscrie pentru 1-0. Am fost condus și cu Rangers, însă nu ne sperie acest rezultat. Petit, Hoilund, către Petit din nou. Petit preia și șutează 1-1. la -1. Cât e de simplu, cu jucătorii ăștia doi, cu Hoilund și cu Petit, e, e foarte simplu, deci, e extrem de simplu. Frumos joacă aici Petit, pasă către Hoilund, Hoylund îi retrimite pe deasupra fundașilor și șut, foarte bun al lui Petit, preluare șut, 1 la 1. Estevez către Conti, Conti către Estevez din nou frumos aici, Estevez încearcă centrarea către Nolan Petit, care trebuia să paseze, e. e pauză, 1 la 1. În Italia, între Sassuolo și FC Wimbledon, după o repriză frumoasă, două goluri înscrise de a uh, Sorlo și de Petit, uh, unul după altul, practic. Uh, să vedem ce se întâmplă în repriza a doua, FCSB are la egalitate cu Apoel, 1-1, Rangers la egalitate cu St. Patrick's, poate reușesc uh, irlandezii să facă o minune acolo și să-i încurce pe cei de la Rangers. Răsăm echipa așa, mergem către partea a doua. O, oh, nu, din nou Sorlo a scăpat aici, însă de nu de data asta blochează. Nu. Doamne. V voi ați văzut. Uitați-vă la Esteves. Uitați-vă la numărul 14, Esteves. Îl vedeți? Ce? Nu. Nu. dă mi pe este. Nu există așa Uitați-vă! A venit lansat. Mingea lovește aici. De nu pune mâna acolo ca să ia mingea. Și uitați-vă la el. A zburat pur și simplu. Bă! Și s-a dus cu capul în A murit. N-ai cum să supraviețuiești așa. Deci uitați-vă puțin cum s-a dus. Direct cu capul s-a împlântat acolo. Dar se vede după fața lui că nu e viu. E mort. E mort, vă spun eu. A murit. Este, vezi, a murit. Jucătorul nostru a murit pe teren. Moment de reculegere. Bă, nu există așa ceva. Bă! <laughs> Cred că a dat cu capul în picioarele la, la, la copilul ăla de mingi. La cum s-a oprit acolo. A intrat cu capul prin panou. Da, e, e incredibil. Dar uitați-vă puțin. Uitați-vă puțin de aici cum a plecat și cum, cum, cum a sărit. Wow! Wow! Uitați-vă la piciorul lui. La picioarele lui, de fapt. Deci el era deja mort aici. Bă, ce frumos a zburat. Nu cred așa ceva. Păcat de el, da, a fost un fotbalist bun aici. Și-a rupt gâtul, și-a rupt capul, a murit. Na, asta e. A, ba nu, n-a murit. Uitați-vă, a revenit și de nu să salvează. Am ținut un moment de reculegere degeaba pentru Esteves care și-a revenit între timp. E imposibil, bă. Doamne ferești. Nu există așa ceva. Pedro Neto, ce dribling frumos, drăgușin, blochează acolo cu mațele. Mingea la Loriente care pasează greșit aici. Un foul din spate trebuie să dea cartonaj, dar se va vedea galben doar. când se va întrerupe jocul cu Hoilund cu pasa către Petit trebuie Hai Petit, du-te, 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 du-te Hai Petit Petit se întoarce Petit Pasă bună la Neymar, Neymar către Hoilund Hoilund înapoi la Neymar, Neymar frumos Frumos jucăm, dar nu înscriem Cealoba respinge acolo se vede cartonașul meritat pentru Neto Este și Loriente Hai să vedem centralul lui Bernabe Bernabe va centra către Hoylund, Hoilund cu capu' bară. Nu. Nu bară. De ce bară? n am mai dat de mult ce drept. Nu l-am petit. Bă. Ce au jucătorii mei de zboară toți. Cred că au băut Red, Bull înainte de, de meci. Jucătorii mei. Și zboară. Neymar se complică. Nu Neymar. Nu așa. Nu așa Neymar De ce Neymar? Nu se poate Nu se poate Nu Penalti Virgil van Dijk face penalti După greșeală lui Neymar acolo Care n-a pasat la timp Iată a plecat pe contratac Mingea lovește mână pe, pe van Dijk într-adevăr Și e penalti Ar, Alcaraz șutează Și e gol B E bară E, e bară <laughs> Deci nu eram sigur că e gol am scăpat, bă, am scăpat, incredibil. Petit aici trece frumos, ce frumos trece Petit și putem, iată, după penaltiul lui s solo ratat, putem să înscrim? Nu putem, nu, reușe, nu reușe, reușește lui Hoylund acolo. Nu, 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 de ce, de ce, de ce, de ce? Mai bine înscriau din penalti, sincer, mai bine înscriau din penalti, 2 la 1 pentru Sassuolo. Ha, ah, pasă bună pe culoar. Fundașii noștri erau foarte, nu știu, foarte departe unul de celălalt. N-au strâns bine acolo în centru. Gol pentru Sasolo, într 78. N-am făcut schimbări, nu vreau să mi obosez rezervele pentru meciul cu Chelsea. Vreau să fie odihniți toți. Și de asta n-am făcut uh, schimbări aici în meciul ăsta. Petit, aici se întoarce bine. Petit dintre doi e corner. Mm. Da, mai sunt câteva minute, trebuie să centrăm în care eu cu Bernabe. Bernabe către Hoilund, hai Hoilund, câștigă acolo la cap, nu, minge la Bernabe, la Gonzalez, era, era gol, s-a dat penalti. Da, deci, nu, 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 suport chestiile astea din, din joc, bine când e împotriva mea e mai bine, dar când e, adică nu e bine când e împotriva mea, când e, pe, înțelegeți voi, aici trebuie să fie gol, dar se dă penalti, pentru că arbitrul nu -are, -are, are, răbdare, bineînțeles că Neymar vă bate față în față cu portarul lui Sassuolo. Hai, Neymar a ratat două penaltiuri în meciul cu Tottenham. În episodul trecut aici nu trebuie să mai ratez. Neymar cu șutul perfect și e 2 la 2. Egalăm prin Neymar. Neymar Junior înscrie din nou din penalti și a revenit după cele două penaltiuri ratate cu Tottenham. De data asta nu mai ratează și egalăm. Mai avem timp să mai înscriem un gol. Ar trebui să facem totuși modificări pentru că 10 minute nu se văd în echipa de rezerve. Dacă Joacă Musaba în locul lui Gonzalez, va intra Mazilu în locul lui Petit și va intra și um, Conate în locul lui Neymar. O, Conte a făcut 80 10 overe acum am văzut, va intra Conate aici în locul lui, Ho în locul lui Neymar, va juca cu Hoiland în atac. Doi atacanți pe final forțăm victoria. Ne-ar trebui o victorie ca să fim siguri de primul loc. Neymar bate bine aici penaltiul. Haideți să vedem ce se întâmplă, trebuie să mai înscriem pe finalul de meci să nu primim gol, că ar fi trist. Conti pleacă Hoilund, du-te Hoilund, de ce îi trimiți acolo? Dar Hoilund intră în posesia balonului, ultima fază a meciului, Musaba. Ce-a fost cu pasa am dat pasă simplă, n-am dat rubol, nu. Și ultima atacă e a lui Sasuolo până la urmă, deci trebuie să fie al nostru. Dar pasa lui Musaba a fost de toată jena și rezultatul final ori va fi 2-2, ori 3-2 pentru Sasuolo, e 2-2 că fluier arbitru. Facem egal cu Sassuolo, nu e rău nici egalul, dar acolo dacă mergea pasa cum am vrut eu să meargă, probabil era golul lui Conate. Din păcate, doar 2-2 cu Sassuolo, dar e un rezultat bun. 9-8 la șuturi și e, omul meciului pentru noi e Nolan Petit, care am scris Van din nou în top. E foarte bun Virgil van Dijk. Nu mă așteptam să fie atât de bun, sincer. O oh, FCSB, ce victorie importantă acolo cu Apoel 4 la 1. Ne-am văzut meciul din celălalt, meci la a grupei noastre, adică cu Rangers. Hai să vedem ce au făcut cei de la Rangers. Rangers se încurcă face 2 la 2 cu uh, irlandezii de la St. Patrick și în acest moment uh, un uh, egal cu Rangers ne duce de pe primul loc în uh, în primăvara europeană chiar și o victoria lui Rangers dacă Sassolo se încurcă sau și dacă câștigă Sassolo, cred că avem meciurile directe și mergem noi de pe primul loc, deci suntem oricum calificați de pe primul loc. Miguel Almiron își revine după accidentare în sfârșit, au trecut cele trei luni, Ian e supărat că nu joacă și vine în partida cu Chelsea, unde vom juca bineînțeles cu rezervele, după cum v-am spus, la Chelsea, Bono e în poartă, l-au pe Varan, pe Sterling, la pe dreapta, fundaj dreapta, nu e Sterling uh, Rahim, e celălalt Sterling, că știu că este și un fundaj dreapta cu numele Sterling, Grimaldo, Tonali, Enzo Fernandez, Rodrigo Havertz, Kingsley, Coman Juma. Au o echipă excepțională, jucăm acasă la noi, hai să vedem ce este cu rezervele, sper să fac o meci bun rezervele, chiar sunt foarte curios să văd cum se descurcă, nu prea avem șanse la ce echipă au cei la Chelsea, pe hârtie cel puțin, dar ne jucăm șansa până la final. Haideți să vedem dacă reușim să câștigăm. Jucăm acasă totuși, avem sprijinul fanilor și poate e un atu. Centrare aici, fază frumoasă a lui Chelsea, doamne. N-avem nicio șansă, nicio șansă n-avem. Tonali înscrie pentru 1 la 0. Capitanul lui Chelsea, Sandro Tonali, reușește să înscrie. Iată ce frumos au jucat Danjuma, Havertz, acolo un 2, centrare perfectă. E greu, e greu de tot. Kislet, Kislet care a primit numărul 50 după ce a venit Neymar, pentru că are 50 de ani de când e la club. de asta am dat numărul 50. Bine, el nu are 50 de ani de toți, dar are 50 de ani de când e la club. O pasă aici excelentă către Danjuma. Scapă cei de la Chelsea din nou. Iese Favre acolo și Thomas se poziționează foarte bine și blochează. Bine, am scăpat de data asta. Conate, bă, ce pasă către Kislat, incredibilă pasă lui Conate, Kislat poate înscrie aici, pasează, nu, de ce? Hai gundogan, luptă-te, Ghiundogan, bravo bă băiatule, 1 la 1, il cai gundogan! Moșneagu Boșorog înscrie pentru 1 la 1 cu Chelsea, a înscris de multe ori în lui Chelsea probabil, cât a fost la City, nu știu că nu m-am uitat, habar n dar mă gândesc că a înscris și în lui Chelsea, mai înscrie o dată. O pasă aici lui Kislat încercată în fața porții, că n-aveam cum să înscriu cu Kislat, sincer, care e o prea mic și portarul ieșise bine acolo, adică Bono, care încasează gol de la Ilkay Gundogan. După ce a recuperat foarte bine în fața porții, se aruncă acolo ca Vacari la FCSB în vremurile bune și e 1 la 1. Mulțumim Gundogan, ești cel mai bun. Glumesc, nu ești cel mai bun, ești cel mai bătrân, dar ești bun. Pas aici către Grimaldo care urcă bine în flancul stâng. Grimaldo centrează în care o către Rodrigo din nou Grimaldo. Către Havertz, Havertz cu pasa la Tonali, Enzo e, în... doamne, Favre cu prima intervenție de când joc eu cu el, că n-am mai jucat, e primul meci care joc cu el și are prima intervenție în tricolul nostru. O, oh, Danjuma trece aici, Danjuma. Bine, Favre, bravo. Pas aici către Rodrigo. Favre, doamne, ce portar e Favre ăsta. Incredibil. Superbă intervenția la portarului francez. O, oh, ce frumos, joacă ce de la Chelsea însă. Favre a scos din nou, what? Cum? Doamne, Favre, e nebun. Enzo către Rodrigo. Rodrigo e blocat de Kaiki. Trebuie să ne axăm pe Kaiki. E singurul jucător care are o vere mai mare din apărarea noastră. Aici Favre în doi timpi reușește să rețină. Și putem pleca pe contraatac, de ce nu? Pas aici către Musaba, care are viteză. Musaba are meciuri în picioare, pentru că joacă destul de mult din postul de rezervă. În echipa de titular, dacă înțelegi ce zic. Aici o pasă însă pe lângă total. E pauză, 1 la 1. După ce s a deschis scor, am reușit să egalăm imediat după prin uh, Ilkay Gündogan și pff, merge bine treaba. Uh, capitanii celor două echipe au înscris. Haideți să vedem repriza a doua. Echipa noastră e destul de ok, joacă destul de bine, mă bucur. Uh, Favre e cel mai bun până acum, portarul nostru, pentru că doar el joacă. <laughs> doar la el sunt faze. În atac nu prea contăm. Nu, no, Havers trece cu noroc acolo, Favre din nou, incredibil Favre. Cred că poate să ia locul cu briul lui, lui Dănuț în caz de să se întâmplă ceva cu Dănuț. El e titular, nu avem cum să-l schimbăm aici un șut al lui Huang peste poartă. Nu, Kaiki a interceptat bine pasa, însă a greșit. Oh, nu. 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 Kaiki. De ce Kaiki? De ce? 2-1 pentru Chelsea. Danjuma înscrie cu un lob frumos. Ce bine a interceptat pasa, s-a dus exact acolo, însă a greșit. Și iată-l pe Danjuma cu o execuție frumoasă peste Favră. 2 la 1 Chelsea și mi-e greu să cred că vă mai înscrie un gol meciul ăsta. Gündogan către Musaba. Musaba are viteză și pleacă bine. Musaba se poate duce către golul de 2 la 2. Musaba bară. Nu, 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 nu. Am și eu un șut. Am și eu un șut o meciul la poartă și la e bară. Serios. Nu se poate așa ceva. Nu o să ne mai întâlnim cu ocaziile astea. Păcat de șansa asta de a egala. Doamne. Averți aici o pas încercat nou în fața porții. E complicată situația, rău de tot. Ar trebui să băgăm titularii în teren puțin pe finalul de meci, să forțăm egalarea, dar sunt și obosiți, vine și meci cu City imediat, e complicat, dar încercăm să ne apărăm și să contraatacăm, să facem 2 la 2, nu știu dacă vom reuși, poate aici. Hai să vedem. Conate are spațiu acolo, pasă bună către Kislet, care nu poate să intre în posezia balonului, că e prea lent. Pare lent, dar nu e lent, dar e lent, de fapt. Îi băgăm în ultimele 15 minute pe băieții grei, dacă i-am, că nu i-am pe bancă. L-am pe Petit, care intră în locul lui Kislet, va juca cam pe poziția lui în sfârșit. Conti va intra în locul lui Gyundogan, care e obosit. Va intra Gonzales, bineînțeles, în locul lui Mazilu, Mazilu slăbuț. Și va intra Iane, hai cu Iane, care -i viteză, în locul lui Conate. Să vedem ce se întâmplă. 4 modificări în ultimul sfert de oră, forțăm egalarea. Conti, poziție de șut, Conti șutează în blocaj, e lovitură liberă pentru noi. Hai să vedem. Hai să vedem dacă reușim ceva la lovitura asta liberă. Petit va executa. Trebuie să înscriem. Hai, Nolan am petit, am încredere în tine. Nolan l-am petit, va șuta peste zid, sper eu, și va șuta bine. Prinde bono, nu. Păcat. O, oh, ce pas aici. Către Rodrigo, care pune corpul și mi-l omoară pe jucătorul uh, acolo jucătorul meu, dar până la urmă revine jucătorul pe care l-am luat pe poziția de dreapta, încă nu știu să-i pronunț umele, se duce aici bine, hai, dă-i-o lui Ianeh da, ce să faci cu Ianeh, e gata. 2 la 1 pentru Chelsea, am jucat cu rezervele cumva, mă așteptam la rezultatul ăsta sau mă așteptam să ne dea mult mai rău Chelsea, până la urmă am înscris, le-am pus probleme, n-a fost rău, n-a fost un meci rău, avem și posesia la egalitate cu Chelsea, un meciul pentru noi, ca Kaiki, care a greșit mult, mult de tot. Nu mi s-a părut bun. Cel mai bun... A, ah, a pierdut City cu Wolfs, extraordinar. Mi s-a părut cel mai bun uh, portarul, Favre, care a scos într-una. Da, mergem către meciul cu City, dar uh, îl vom vedea în episodul următor, pentru că va ieși prea lung episodul ăsta dacă v-am jucat și cu City. Deci, data viitoare, meci cu City. Sper că am uh, titularii bine, da, sunt odihniți. Vom juca cu City cu titularii și vor mai veni meciuri. Vom juca ultima etapă a grupelor cu St. adică nu vom juca, vom simula această partidă. Avem multe meciuri aici în luna decembrie, urmează și perioada de mercato din ianuarie, imediat. Deci stați cu ochii pe canal. Sper că v-a plăcut episodul de azi, nu uitați de like, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Eu am fost azi, vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, cam atât. Pa, pa!